Victorie pentru CSU Suceava. Echipa de handbal a Universității Suceava a început cu bine lupta directă pentru menținerea în Liga Națională. Studenții au reușit acest lucru după o victorie muncită în fața propriilor suporteri în detrimentul celor de la Pandurii Târgu Jiu, scor 26-21. Oaspeții au început în forță și s-au distanțat la 3 goluri după 10 minute. După jumătate de oră de joc, cele două formații erau la egalitate, scor 10-10. La un moment dat, universitarii se desprind la 3 goluri în minutul 48. Finalul a aparținut în totalitate studenților, tabelul de marcaj arătând scorul de 26-21. La finalul partidei câștigate în fața gorjenilor, antrenorul sucevean Petru Ghervan a ținut să mulțumească jucătorilor pentru dăruirea din teren, dar și publicului ce a sprijinit echipa și a împins-o spre victorie. Cu un mare consum de efort fizic și psihic, un joc de mare uzură pentru că ambele echipe sunt obligate aproape să câștige. Era rândul nostru că, fiind acasă, să câștigăm orice punct pierdut în play-out, așa cum spunea și domnul profesor, orice punct pierdut în play-out pe teren propriu, în situația asta pentru noi însemna aproape retrogradare, pentru că urma să luptăm cu mult mai greu pe terenul altor echipe, care și ele sunt sub acest spectru al retrogradării. Trebuie să menționez că, așa cum am mai spus, echipa noastră este în creștere. Avem marele avantaj al vârstei fragede a unora dintre jucători, care, iată, ne-a ajutat astăzi. Prospețimea pe finalul jocului a fost decisivă, după părerea mea, și cred eu că tot ce a însemnat oboseală și anumite stări de nemulțumire, poate uneori ale copiilor, ale jucătorilor, că programul este prea dens și prea intens, programul de pregătire, asta își spune cuvântul pregătirea, meritul este în totalitatea lor, pentru că au avut luciditatea, după o repriză în care am ratat enorm de mult, o a doua repriză să înscrie din situațiile clare. Și asta s-a reflectat în rezultatul final. Trebuie să felicit pe băieți pentru modul în care au luptat și, așa cum am mai spus și la vestiar, la finalul jocului, bucuria noastră nu va dura mai mult de seara asta. Mâine dimineață deja pregătim jocul cu Steaua. Se joacă duminică, meci decisiv, poate mai important decât acesta, în ceea ce privește stabilirea primei echipe retrogradate. Antrenorul gorjenilor, Liviu Andrieș, s-a arătat nemulțumit de modul în care au tratat elevii săi acest meci. Ce mai de spus după asemenea înfrângere? Felicit echipa gazdă pentru victorie. Play-out-ul se anunță foarte, foarte disputat. E clar, orice punct va conta foarte, foarte mult, orice victorie de asemenea va conta foarte, foarte mult. Deci cred că Suceava și-a îndeplinit obiectivul de astăzi și anume de a câștiga cele 3 puncte. Îi felicit și noi am crezut că după euforia finalei Cupei României totul se rezolvă numai prin simpla prezență în teren. Acest lucru s-a dovedit că nu este adevărat și astăzi am pierdut. În etapa a doua, Universitatea Suceava va juca duminică de la ora 18 pe terenul Steliștilor.